când ai succes, îți dai seama că ai o mulțime de alte motive să nu fii integral fericit. Aș spune mai întâi că trebuie să ne ferim să identificăm succesul cu fericire. Da, să lași mereu la două, cap în două, trei. Să ne băgăm la montaj? Faze comice? What the fuck? Opa, adică să ai luf, mereu. Păi oricum plec așa pe față, de obicei. Salut, sunt Otto de la Miere TVO și vreau să vă fac un anunț. Timp de o săptămână jumătate am mâncat tot ce am vrut eu, a fost Paștele. Am fost plecat la Buzău, la rudele mele. La mulți ani. 70, mulți înainte. De care vezi că Mărie. Suntem la cură de slăbire. Și dumneavoastră. Doamne ajută. Deci vreau să spun că anul ăsta, cred că anul ăsta, ieri toată ziua am făcut 20 de cozonaci. De dimineață de la 5:30 până seara la 1. Și a vândut. Eu unde? Cum să-i vând? Eu fac să vând. Și nu am ținut regim absolut deloc, nicio dietă, am mâncat tot ce am vrut eu, dulciuri, sucuri, bere, alcool, am consumat mâncăruri tradiționale care sunt bogate în grăsimi, dar asta este. Vreau să fac un anunț, să vă spun că duminică voi scoate următorul clip și vom vedea ce spune cântarul. Ne vom urca pe cântar. Și vom vedea, și veți vedea și voi exact câte kilograme am după, iar duminica se vor face fix 2 săptămâni de când nu am mai fost la sală, am luat pauză și nu am mai ținut regimul. A trecut o perioadă destul de lungă, trebuie să mă obișnuiesc chiar și să vorbesc cu voi, să vedem unde sunt acum, în ce stadiu, iar de luni mă bag tare în sală. Încep iarăși să țin dietă, lucruri, alimente slabe în grăsimi și în carbohidrați simpli. Vreau să lăsați în comentarii toate părerile voastre și ce ați vrea să vedeți mai mult din acest proces de slăbire de 50 de kilograme. Pentru că nu știu exact ce să vă arăt, doriți să vedeți antrenamente, mai multe rețete, mai multe poze cu ceea ce mănânc. Vreau să vă urez sărbători fericite tuturor, să aveți grijă cât mâncați, să faceți mișcare și să slăbiți dacă aveți nevoie. Eu sunt Otto, până data viitoare, ciao! Ia uitați, am ciocnit acum toate ouăle acestea și le-am pierdut. Câștigătorul, editorul meu Ionuț. Yeah. Se știe. Cu ouă acesta a spart toate ouăle. Nu, Ionuț? Câte sunt aici? 2, 4, 6, 7. Nu e de bine. Acum mă voi filma, voi mânca toate aceste ouă. Unul deja l-am mâncat. 2, 4, 6. Sunt. Și câștigătorul aici, care le bădu pe toate. Am lucrat cu Ionuț la... De fapt, Ionuț a lucrat la noul intro. Nu vi-l arătăm. Da, am un review așa. Așteptăm feedback-ul. Hai să mă filmez. Mănânc. Tot ouăle. Gata, am curățat cele 6 ouă, plus unul care l-am mâncat mai devreme. Sunt foarte, foarte bune ouăle și am venit cu foarte multe de la Buzău, așa că vreau să le mănânc să nu se strice. Le mănânc cu muștar, fără pâine. Acum, nu vreau să încerc să relativizez ideea de succes. Mi-e și foame, am mâncat decât un KFC. Și s-am făcut ora 6, după masă. Unul s-a dus.
Nu. Cred că o să fie mai greu decât credeam. Nu mai pot să mănânc foarte, foarte mult la o masă. Deci am mâncat 3 ouă până acum. Ne avem 4. Da, după cum vă spuneam, nu mai pot să mănânc foarte mult la o masă. Da. Încercăm să mâncăm ouăle. Nu e bine să facem risipă. Sau chiar când îl au, sunt nefericiți. De unde rezultă că e ceva în reprezentarea noastră spre succes care nu e integral satisfăcător. Chiar când ai săptămânile astea două am mâncat foarte mult, foarte, foarte multe dulciuri. Să nu fii integral fericit. Aș spune mai întâi, cam așa, constant, mereu ronțeam. Nu mai am baterie la cameră. Pâlpâie. Mai sunt două. Mă rog cu muștarul ăsta. Frate, că sunt foarte seci. Vrei muștar? Vrei muștar? Banii au venit și banii au plecat, dar tu știi în mintea ta că nu-s atât de importanț. Și ultimul. Să ajungi, trebuie să fugi, trebuie să te vezi, nu să vrei să te ascunzi. Și n-are nimeni rețeta, toți te minți. Mamă, 7-2, frate, niciodată am mâncat astea. Fii atent la scrisul ăla mic, în josul paginii, unde nu înțelegi nimic. Dar de lungă durată, termenul de plată, dacă îți iau o parte sau poate una pe toate. Spuneți-mi în comentarii câte kilograme credeți că m-am îngrășat? Ultima dată am avut 122,1. Acum două săptămâni, pentru că săptămâna trecută a fost Paștele și rutina mea de duminică s-a întrerupt pentru că am fost plecat și n-am mai filmat, nu am mai cântărit. Nu am mai ținut nici dietă, nu am mai fost la sală. Deci răspundeți în comentarii câte kilograme credeți că m-am îngrășat în două săptămâni. Și eu duminică vă voi spune, vom vedea, adică duminică când mă voi cântări câte kilograme am și cât am pus pe mine. Și vă voi spune și cum am simțit după aceste 7 ouă. N-am mâncat niciodată 7 ouă întregi și sunt curios cum mă voi simți. Cel mai sincer, încet, încet se stinge. Și ești prea aproape ca să vezi cine te învinge. Întotdeauna mai mult, mai mare, mai sus, mai bine oricât noi niciodată de ajuns. Și totuși întrebarea mea a rămas fără răspuns. Care-i prețul? Yeah.